Bună dimineața! Deci, bine ați venit la Ministerul de Externe, dragi colegi, stimați reprezentanți... Bună dimineața, bine ați revenit la Ministerul de Externe, dragi colegi, stimați concetățeni, astăzi cu un amalgam de sentimente, dar cu convingerea fermă că alături de doamna președintă Maia Sandu și echipa de guvernare am reușit să realizăm o serie de obiective fundamentale pentru țara noastră în acești 2 ani și jumătate. Doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepreministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. În guvernele conduse de prim-ministri Dorin Recean și Natalia Gavriliță și cu sprijinul majorității parlamentare, am reușit să punem Moldova ferm pe calea aderării la Uniunea Europeană și pe viitoarea hartă lărgită a Uniunii. Acum 2-3 ani, aceste obiective păreau de neimaginat, dar prin efort comun am reușit să ridicăm Moldova din cea mai rușinoasă perioadă în istoria diplomației noastre, perioada în care diplomația s-a aflat în slujba oligarhilor, am reușit să aducem țara noastră în cea mai dinamică, recunoscută și apreciată fază a serviciului diplomatic și a prezenței Republicii Moldova pe harta internațională. În luna august 2021, în momentul în care am preluat mandatul de ministru, puțini ar fi crezut că Republica Moldova va putea obține statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, că vor putea începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană, că Moldova va fi atât de apreciată și respectată pe plan internațional, sau că vom putea găzdui cu succes aici, la noi, în Republica Moldova, 48 de șefi de state și de guvern în cadrul summitului Comunității Politice Europene. Sunt mândru și onorat să constat că împreună cu toții am reușit să obținem aceste realizări. În ciuda agresiunii Rusiei contra Ucrainei și a efectelor devastatoare ale războiului asupra țării noastre și al întregului continent, am putut să gestionăm cu succes numeroasele crize care s-au abătut asupra noastră. Criza energetică, criza refugiaților, criza economică, atacurile hibride continue venite din partea Federației Rusiei. Toate aceste realizări au presupus eforturi umane considerabile, iar pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar. Am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună și alături de doamna președintă Maia Sandu la începutul acestui mandat și la această etapă am nevoie de o pauză. În același timp, vă asigur că voi continua să contribui la eforturile continue a doamnei președintă Maia Sandu și a echipei de guvernare de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană și de a asigura în continuu pacea, stabilitatea și calmul în țara noastră. Stimați colegi, acești ani au adus mai multe realizări pentru țara noastră. Am reușit să scoatem țara din izolare internațională și umbra guvernărilor corupte și oligarhice. Împreună cu România am construit pe fundamentul comunității de limbă, istorie și cultură mai multe proiecte ca niciodată. Împreună cu România am reușit să aducem această relație la un nou nivel, un nivel excelent, un nivel care ne permite să vorbim nu doar de legături simbolice și istorice, dar și de proiecte concrete care leagă țara noastră de România, de spațiul european, prin poduri, conexiuni energetice și lucru comun în plan european și chiar global. Mai multe din aceste realizări s-au făcut în cadrul și în implementarea foii de parcurs pe care am semnat-o în 2021, în noiembrie, în prezența domnilor și doamnei președintă Maia Sandu și al domnului președinte Klaus Iohannis. Am reușit să păstrăm pacea, calmul, securitatea și stabilitatea țării noastre, dar și să ajutăm vecinii noștri, care brutal și mișelește au fost atacați de Federația Rusă în februarie 2022. Și aici aș vrea să revin cu un mesaj foarte clar. Ucraina apără Republica Moldova de pericole militare.
Iar sprijinul nostru continuu și constant pentru Ucraina este imperativ pentru societatea noastră. În anul 2022 am reușit să păstrăm acest calm în țara noastră într-un context regional extrem de dificil, dar am reușit să și avansăm pe calea aderării la Uniunea Europeană. Am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, am devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. În 2023, acest an a reprezentat o perioadă în care am ancorat și mai ferm și chiar irreversibil Republica Moldova în marea familie europeană și această realizare a fost constatată în cadrul recomandării Comisiei Europene din noiembrie 2023 și decizia Consiliului European din decembrie 2023 de a lansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru țara noastră. Această decizie a fost posibilă datorită reformelor implementate de către noi și datorită implementării cu succes a recomandărilor Comisiei Europene. Raportul Comisiei Europene din 8 noiembrie constată clar că Republica Moldova este statul candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu cea mai bună dinamică de implementare al acquis-ului comunitar. Și nu ne oprim aici, chiar astăzi, în ședința de guvern, vom adopta modificările necesare la Planul Național de Aderare la Uniunea Europeană, care vin ca urmare a recomandărilor Comisiei din pachetul de extindere din noiembrie anul trecut. În același ritm accelerat, am reușit să dezvoltăm și diplomația noastră în domeniul securității și apărării. Și voi menționa aici mai multe momente importante, momente care și inițiative care contribuie la păstrarea continuă a păcii, securității, stabilității și libertății țării noastre. Printre aceste inițiative și realizări putem menționa lansarea misiunii de parteneriat al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, fortificarea capacităților de apărare a țării noastre prin intermediul instrumentului european pentru pace, aprofundarea dialogului cu NATO și statele partenere, statele membre ai NATO, dar și al dialogului bilateral în domeniul securității și apărării cu state care sprijină și care sunt atașate procesului de reforme, securității și libertății țării noastre. Și aici avem parteneriate excelente cu România, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și multe alte state care zilnic investesc și caută soluții pentru fortificarea securității noastre. Bună oară cu Franța, suntem în etapa finală pentru încheierea unui acord bilateral în domeniul apărării. Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată. Moldova astăzi este mai respectată în plan internațional ca niciodată. Acest lucru s-a văzut și pe 1 iunie, la summitul Comunității Politice Europene, la cele 4 ediții ai Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, care reunește peste 50 de țări și organizații internaționale care acționează împreună pentru a ajuta Republica Moldova. Și acest respect pentru Republica Moldova s-a văzut foarte bine și în numeroasele vizite ale demnitarilor străini în Republica Moldova. În acest mandat, în ultimii 2 ani și jumătate, am avut peste 160 de întrevederi bilaterale la nivel de miniștri de externe și sau miniștri ai afacerilor europene și aceste 160 de întrevederi cu omologii mei. În aceste întrevederi am reușit să fortific, să continuu dialogul cu 55 de state din întreaga lume. Am efectuat 76 de vizite în străinătate, dintre care 23 de vizite au avut loc la Bruxelles. La fel, în toată această perioadă, Republica Moldova a fost vizitată de aproximativ 50 de omologi de-ai mei din statele partenere ai Republicii Moldova. În practic, fiecare întrevedere am abordat și căutat soluții și pentru diaspora noastră. Concetățenii noștri ne sunt alături, indiferent de unde se află, inclusiv ne ajută să promovăm obiectivele noastre de politică externă și unul din obiectivele diplomației noastre a fost, într-adevăr, promovarea unor acorduri care aduc beneficii concrete pentru concetățenii noștri aflați peste hotare.
Și aici am reușit să semnăm o serie de acorduri de conversiune a permiselor de conducere, de protecție socială, de reducere sau chiar eliminarea tarifelor la roaming și, evident, am reușit să lansăm mai multe discuții, procese de negocieri cu alte state care vor da roade în viitorul apropiat. Și diplomația economică a fost mereu o prioritate a politicii noastre externe. Am reușit să lucrăm împreună cu oamenii de afaceri, cu mediul de afaceri din Republica Moldova pentru a explora noi piețe de desfacere, pentru a facilita comerțul, exporturile, transportul rutier. Am lucrat foarte mult și cu investitori străini sau potențiali investitori pentru a îi invita, pentru a-i aduce în Republica Moldova, pentru a crea în continuare locuri de muncă și pentru a moderniza țara noastră. Am lucrat foarte mult și cu companiile aeriene, astfel încât să putem readuce aeroportul Chișinău pe harta destinațiilor din Europa. Și, evident, toate aceste eforturi au fost făcute și realizate împreună cu colegii mei din guvern și împreună cu ministerele responsabile de aceste domenii. Republica Moldova astăzi este un alt stat, un stat transformat, un stat cu o deschidere internațională fără precedent, un stat, după cum spuneam, mai respectat ca niciodată și o țară cu un obiectiv clar, aderarea la Uniunea Europeană și un stat care se află ferm, axat pe acest obiectiv. Cu siguranță mai avem mult de lucru, însă sunt absolut sigur că sub conducerea doamnei președintă Maia Sandu, obiectivele realizate vor fi realizate cu succes și în continuare vom fi mândre de țara noastră. După cum spuneam, voi continua să fiu alături de doamna președintă Maia Sandu, de echipa de guvernare, indiferent de poziția în care mă voi afla. Președinta Maia Sandu a reușit să deschidă uși în toate cancelarele europene, facilitând progresul nostru în direcția aderării la Uniunea Europeană. Prin eforturile sale a reușit să focalizăm atenția internațională asupra țării noastre și să mobilizăm societatea noastră în jurul acestui obiectiv comun, și anume asigurarea păcii, securității, libertății țării noastre, aderarea la Uniunea Europeană cu un sprijin internațional fără precedent. Și în acest context țin să îmi exprim întreaga mea admirație și încredere pentru eforturile reformatoare ai doamnei președinte Maia Sandu. Cu această ocazie țin să mulțumesc cu sinceritate și din inimă tuturor celor care s-au aflat alături de mine în realizarea obiectivelor enunțate, ori realizarea acestor obiective a fost întotdeauna un lucru de echipă și aici țin să mulțumesc echipelor multiple care au lucrat pentru realizarea acestor obiective, echipei din guvern, din parlament, colegilor mei de la Ministerul de Externe, echipei secretarilor de stat și al secretarului general, echipei de consilieri, colegilor din misiunile diplomatice și întreg serviciul diplomatic al Republicii Moldova, presei care a reflectat cu obiectivitate pașii întreprinși în politica externă și nu în ultimul rând familiei mele pentru tot sprijinul și înțelegerea acordată în acest parcurs. Vă mulțumesc tuturor! Eduard Măceac, politic media. Domnul Portescu, vreau să vă întreb ce se va întâmpla în continuare cu, să spunem așa, structura instituțională legată de integrare europeană. S-a vorbit despre, eu știu, o posibilă separare a ministerului. Dumneavoastră, unde vă veți regăsi în continuare legat de, eu știu, negociatorul, șef pentru Republica Moldova? Mersi. Deci, toate aceste, răspunsul la această întrebare se va face ulterior, în alt format. Cred că veți obține, cel puțin parțial, răspuns la întrebările dumneavoastră, probabil chiar astăzi, dar treptat vom reveni cu detalii pentru a elucida răspunsurile la aceste întrebări legitime. Iulia Sărevan, Jurnal TV. Domnul Popescu, ați menționat că aveți nevoie de o pauză, de asta demisionați. Ce v-a făcut să vă gândiți că este exact acum momentul să luați această pauză? Pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, este un moment crucial pentru Republica Moldova când
fierbe totul și practic încep sau trebuie să înceapă negocierile de aderare la Republica Moldova și este mai important ca niciodată să avem acum stabilitate. Ce v-a făcut să luați această pauză deci, acum? Pauza este luată doar de la acest post, nu este luată de la efortul și aportul meu personal la efortul doamnei președintă Maia Sandu și a echipei de guvernare de a continua lucrul de ancorare a Republicii Moldova în familia de state europene. Deci voi continua să fac acest lucru, indiferent de poziția în care mă aflu, dar această pauză este luată anume de la lucrul pe care l-am făcut în ultimii 2 ani și jumătate din această postură. Daniela Andreev, ProTV. Domnule Popescu, să ne spuneți unde o să vă aflați în continuare? Rămâneți în Republica Moldova sau plecați acolo unde este familia dumneavoastră sau poate la Bruxelles pentru funcție de negociator șef? Deci, în primul rând, funcția de negociator șef este o funcție care nu presupune traiul sau relocarea la Bruxelles. Negociatorul șef, în mod normal, se află în statul candidat și, în cazul nostru, negociatorul șef se va afla predominant în Republica Moldova, evident, cu deplasări regulate la Bruxelles, dar și în alte state capitale ai Uniunii Europene. După cum spuneam, anumite anunțuri se vor face ulterior. În cazul meu, din nou, vom mai veni cu mai multe precizări, dar adevărul este că dacă ne uităm pur matematic la locul în care m-am aflat eu cel mai mult în ultimii ani, probabil m-am aflat cel mai mult în rețeaua de aeroporturi din întreaga Europa și în acest sens, din nou, această noțiune de revenire este una destul de ambiguă. Corina Malcocean pentru Newsmaker. Referitor la cele 3 recomandări ale Comisiei Europene, credeți că vor fi îndeplinite la justa valoare? Deci, suntem, conform evaluării Comisiei Europene din noiembrie, Republica Moldova la acel moment îndeplinise 94% din acele 9 recomandări. Mai urma finalizarea a unor elemente, chiar în luna decembrie am mai trimis un pachet de documente la Uniunea Europeană, pe 30 decembrie am făcut-o, în care din nou, practic, finalizam implementarea uneia din aceste recomandări. Suntem pe ultima sută de metri în implementarea tuturor acestor recomandări, care erau aproape finalizate, dar care mai presupuneau anumite acțiuni. Ok. Vreau doar să ne spuneți, dacă o să puteți, cui lăsați această funcție, cui lăsați mandatul mai departe. Deci, aceste anunțuri vor fi făcute ulterior. Vă mulțumesc mult, ne revedem la ședința de guvern foarte curând. Vă mulțumesc, o zi bună!